pacient care să fie suspect de coronavirus. În acest moment, după cum a spus foarte bine domnul subprefect, noi ținem sub control migrația persoanelor care apare din Italia, din zonele acelea, sunt monitorizate și eu cred că ar trebui să fim calmi, pentru că în Sibiu nu există niciun fel de pericol în acest moment. Trebuie să fim ucizi, dar în același timp trebuie să ne luăm aceste măsuri de protecție, care ele sunt poate aceleași și pentru o clipă obișnuită. Trebuie să evităm aglomerația. Sigur că da. Dacă trebuie să merg în supermarket să-l doresc, ar trebui să am o mască pe figură pentru că este aglomerație. Dacă trebuie să merg la o manifestație sportivă, ar trebui să mă gândesc de două ori. Mai bine ar fi să amân acest lucru. Deci ceea ce transmitem este ca sibienii să încerce să nu mai participe în grupuri unde sunt foarte multe persoane. Ar fi foarte bine. În rest, lucrurile sunt sub control. Nu avem niciun fel de suspiciuni, nu sunt alte probleme. Ar trebui să încercăm să avem o viață normală, pentru că gripa, eu cred, a produs mai multă agitație în Sibiu, mă refer, decât acest coronavirus, care este un virus, sigur că da, mai nou apărut, de-abia acum mi s-a detectat tulpina, a primit și o denumire al orașului din China. El este într-adevăr imprevizibil, nu știm exact ce se va putea întâmpla. Din aceste cauze se iau aceste măsuri, care zic eu sunt foarte bine venite. Noi avem un sistem de gardă la Direcția Sănătate Publică, un telefon unde se răspunde în permanență la orice întrebare este pusă pe această temă. Chiar am primit și persoane care doresc să facă anumite declarații, cum a spus dumneavoastră, cred că au venit dintr-o zonă, vedem dacă este adevărat și dacă este adevărat, sigur că da, se aplică exact. Câți aveți în verificare după propriile declarații acum? Deci, în acest moment avem, în, să zicem, izolare la domiciliu, 13 persoane. În municipiul Sibiu? În municipiul Sibiu. Sunt italieni sau români? Asta înseamnă că nu prezintă simptome? Nu prezintă simptome. Singura legătură este că au venit din acele zone. Absolut. Ele sunt monitorizate zilnic. Sunt monitorizate de medicul de familie. De zilnic, starea lor de sănătate este, să zicem așa, controlată. Deci nu ar fi situații. Dacă apar anumite situații, sigur că da, se aplică procedura. Și vor fi verificate inclusiv la spital. Dar nu sunt asemenea. Iertați-mă că vă pun întrebarea. A zis să evităm zonele aglomerate. Da. Știu sute de zone aglomerate, puține aerisite, chiar foarte puține aerisite, în tot județul Sibiu, bisericile. Ce să le spunem acestor oameni care duminică vor fi arhipline aceste locuri și credeți-mă că acolo eu nu am prea văzut oameni cu măști. Ca să nu zic că de luni încolo începe postul Paștelui și conform tradiției creștin-ortodoxe, multă lume se va duce să se spovedească. Deci toată lumea va sta înghesuită la niciun caz distanță de un metru, doi metri, jumate de metru. Ca măsură de precauție, prudență și enoriașilor și domnilor de la cultul creștin ortodox. Ce le transmiteți? Un sfat, o recomandare? Eu n-am zis să le zice să nu meargă să se roage. În supermarket e mai aerisit. O țară liberă, sunt niște drepturi cetățenești, fiecare și le manifestă cum trebuie. Nu putem să gândim acest lucru. Noi am transmis ceea ce ar trebui să facă sau ce ar trebui să fie mai bine. Adică să evite aceste locuri aglomerate, să fie acea distanță de un metru, dacă este posibil. Sigur că la un locaj de punct nu se poate acest lucru. Și mai sunt și anumite manifestări. Ar trebui să vedem fiecare în funcție de situația noastră, pentru că dumneavoastră la copii nu e niciun fel de problemă. Cei care sunt în partea a treia vârstei au probleme și ar
situație alarmantă, nu avem persoane care să vină din zonele respective, care să se plimbe prin Sibiu, și acele persoane care le-a spus din Italia, ele sunt verificate. Dacă sunt din altă zonă, foarte bine poate să vină. Dacă sunt din zonele respective, nu o să ajungă aici, până au cum. Atunci nu cred că vor fi probleme, nici în locașele de lucru. Dar bine ar fi să se evite aceste aglomerații. Cred că nu știu, ați omis cu măștile, eu tot n-am înțeles. Ce le zic eu sibienilor care sună într-una și întreabă, nu știți unde se găsesc măști? Trebuie să alergăm după măștile astea. Acum ce pot să vă spun? Direcția Sănătate Publică nu poate să gestioneze această situație cu măștile. Totuși, domnul manager a spus-o foarte clar. Sigur că da, ar fi bine ca fiecare să avem asupra noastră un mask. Mai trebuie să știm și modul cum ne-o aplicăm, cum o folosim și cum o îndepărtăm și unde putem să o depunem după aceea. Este foarte important acest lucru. Dacă nu știm acest lucru, mai bine să nu o folosim. Pentru că, ați văzut, peste tot lucrurile sunt puțin interpretate. Ori folosim masca cum trebuie și atunci trebuie să învățăm acest lucru, noi am și transmis, ori nu o folosim deloc, decât să creăm mai mare deranj. Și mai e și partea cealaltă. Dacă am fost toți la colegii prefectorul acum, să fim la această adunare. N-aveam cum. Toți cu măști, ce credeți că ar fi ieșit aici? O stare dintre asta în care